Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da. În acest timp, în Ucraina, rușii atacă masiv infrastructura energetică a țării folosind roiuri de drone de producție iraniană. Atacurile au început să pună probleme reale. Președintele Zelenski le-a cerut ucrainienilor să facă economii la electricitate, pentru că rușii au reușit să afecteze serios producția și distribuția de energie. De asemenea, apărarea antiaeriană ucraineană are dificultăți serioase să intercepteze în totalitate aceste roiuri de drone care saturează o anumită zonă de atac. L-am sunat pe domnul general Virgil Bălăceanu. Bună dimineața, domnule general. Bună dimineața. Acum v-aș întreba așa, un avion de vânătoare, F-16, costă 19 milioane de euro. Nou. Plus sume foarte mari după aceea pentru mentenanță, antrenament, să nu mai punem și armamentul, nu? O dronă iraniană costă 20-30 de mii de dolari. Ce rost, și include bomba. Ce rost mai are să mai cumpere o țară avioane de atac când există alternative atât de ieftine? Războiul, da, are și partea aceasta legată de război energetic, îl putem defini așa, folosirea în roi, ați folosit un termen potrivit, în vederea realizării suprasaturației a acestor arme hoinare, dacă traducem direct în română din engleză, care explodează la impact, dar iată că războiul nu înseamnă numai dronele. Războiul înseamnă și supremația aeriană și o explicație a faptului că forțele ruse nu au succesul scontat este legat de faptul că nu au supremația aeriană, cel puțin pe toate direcțiile și în toate zonele. Ca atare, aviația de vânătoare bombardament își menține rolul. Nu se va duce, cel puțin deocamdată, un război cu roboți, numai cu roboți, și un război numai cu drone. Dar schimbă peisajul tactic acolo? Adică, și nu doar tactic, și strategic, schimbă, adică atacurile rusești afectează infrastructura energetică, schimbă, care e strategică, nu? Spre exemplu, în al doilea război mondial și în războaiele de după al doilea război mondial, lovirea inclusivă a unei infrastructuri energetice era făcută prin bombardament de aviație. Pentru că, în definitiv, Shahed 136 este tot o bombă. Numai că este o bombă fără pilot, numai că nu presupune riscul zborului în teritoriul inamicului, nu? Uh-huh. Pentru ruși, ucrainienii sunt inamici, nu presupune pierderi foarte mari, costurile sunt mai mici. Principiile însă de acțiune... Da. Rămân aceleași. Deci, în loc să se lovească infrastructura energetică cu rachete operativ tactice, cu rachete de croazieră care sunt foarte scumpe și rușii fac economii, da? Da. Sau cu aviație nu o pot face pentru că n-au supremația aeriană, au apelat la această modalitate. Păi, și rezultatul e același. Se vede. Adică dacă ar fi putut, numai că e mult mai ieftin. Este rezultatul cam același, pentru că dacă s-ar trece, spre exemplu, la lovirea masivă și a liniei de contact, dar și a localităților cu aviația de bombardament, rezultatele ar fi mult mai dezastruoase. Poți să realizezi efectul punctual, pentru că aici este un efect punctual. Este lovit un centru de furnizare a energiei electrice, de transformare, infrastructura de transport. Dar acestea sunt obiective punctuale. Războiul în sine nu înseamnă numai aceste obiective punctuale. Războiul în sine, lupta armată, înseamnă un ansamblu de acțiuni militare. Sigur, deocamdată nu putem vorbi de o înlocuire a aviației de luptă prin aceste UAV-uri, ci putem vorbi de o completare și, în definitiv, de o armă nouă. Da. Domnule general, dar ce credeți că urmărește Rusia prin atacarea masivă a infrastructurii energetice a Ucrainei? Sau ce urmărește să obțină? Urmărește, în fapt, crearea unor probleme majore din punct de vedere al aprovizionării cu energie electrică în perspectiva apropierii sezonului rece, pentru că, în definitiv,
prin lovirea infrastructurii a centrelor energetice, prin dificultăți deosebite care se creează pentru ucrainieni din punctul acesta de vedere. Pe de o parte este afectată economia și economia înseamnă în primul rând industria lor de apărare, care încă funcționează, apoi este afectată viața de zi cu zi a cetățenilor și în felul acesta urmăresc să fie afectat și psihicul colectiv, voința ucrainienilor de a rezista, deși în definitiv, cel puțin până acum, se simte un lucru invers, adică o ambiționare a voinței, o creștere a voinței ucrainienilor de a rezista, dar trebuie să concluzionăm că va fi o perioadă grea pentru Ucraina din punctul acesta de vedere. Ei dețin nu și controlul centralei nucleare de la Enerhodar și acel control le va permite la un moment dat să realizeze un, să-i spunem între ghilimele, șantaj energetic și așa mai departe. Uh-huh. O bună perioadă de timp, noi am fost extrem de preocupați și am încercat să elimin o asemenea preocupare de faptul că la centrala nucleară de la Zaporojie se va produce un incident nuclear. Și de atunci spuneam, cu câteva luni în urmă, nu, problema majoră este un incident nuclear, nu se va întâmpla. Problema majoră va fi dacă rușii vor decide prin nefurnizare de energie electrică către Ucraina de la această centrală să realizeze un blackout. Deci ei au posibilitatea să realizeze un blackout nu numai prin lovirea centrelor energetice și, sigur, afectarea infrastructurii critice energetice, dar chiar prin întreruperea furnizării de energie electrică de la centrala nucleară. Războiul va continua ca război clasic, dar la război clasic, perioada aceasta, pentru că se apropie și iarna, va însemna fără doar și poate și un război energetic. Mai avem un minut, aș vrea să vă întreb, aș vrea să veni și la noi cu o problemă. În contextul ăsta internațional, care e extrem de incert, credeți că ar trebui organizată mai bine sau poate chiar intensificată instruirea militară a voluntarilor în România? Da, recent, nu? Am primit informații din Polonia, au reintrodus pregătirea premilitară a tinerilor, pregătire premilitară care se execută în școli. În România, datorită lipsei voinței politice în privința apărării, ca și cadrul legislativ, asistăm la o adevărată letargie, uneori indiferență și foarte scurt că nu mai avem ultimele din voluntar, a intrat în aplicare la 10 ani după suspendarea serviciului militar obligatoriu. O, rezerviștii voluntari erau cei care trebuiau să înlocuiască rezerviștii, cei care au făcut stagiu militar până în 2007. Polonezii au suspendat în 2009 serviciul militar obligatoriu, au aplicat în 2009 aceeași lege. De 3 ani de zile, amendamentele la legea de pregătire a populației pentru apărare așteaptă să fie aprobate în Parlament de 3 ani de zile în condițiile războiului din Ucraina. Și mai mult decât atât, apropo de pregătirea premilitară, există o prevedere în legea actuală a pregătirii populației pentru apărare care nu se aplică de 16 ani, și anume pregătirea premilitară voluntară. Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule general. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.